Suntem de la Edith Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Domnul Nicolae, vă felicităm cu frumosul jubileu. Mulți ani și multă sănătate vă urăm. Să aveți parte de multe bucurii și fie ca norocul să vă urmeze orice pas al dumneavoastră. Am venit cu această tortă și o șampanie și cu un sincer la mulți ani. Iată, acuș vă transmitem și cine sunt autorii acestei surprize, dar înainte de toate vă întrebăm dacă intuiți cine a solicitat ca noi să venim la dumneavoastră și să vă felicităm, iată așa. Alice, nepoată, Cristina, Veronica, cine poate fi? Andrei, ești. Și copilașul lor. Asta e, care mă gândesc, ei au făcut asta. Surpriza asta. Deci sunt persoane care vă stimează foarte mult, ne-au spus, și vă iubesc. Și mi-au expediat un mesaj de felicitare care ne-au rugat să vi-l transmitem ca să aveți astăzi așa o zi mai frumoasă și mai deosebită și cu, poate cu emoții. Cu ocazia zilei de naștere îți dorim multă sănătate, gânduri bune și emoții pozitive. Să aveți parte de împliniri sufletești, fericire, prosperitate, o mulțime de clipe frumoase pe tot parcursul vieții. Încă mulți ani înainte să vă bucurați de un izvor nesecat de energie, gust de viață, să aveți alături oameni dragi care să vă creeze o dispoziție bună și satisfacție. Fie ca acest frumos jubileu să vă aducă un braț de zâmbete și cea mai caldă urare din partea noastră. Te stimăm și te iubim mult. La mulți ani, scumpul nostru! Mesajul este semnat cu multă stimă și respect din partea familiei Telefka și familia Cerevatăi, împreună cu copiilor. Deci vă spun un sincer, la mulți ani! Dorești lor? Spuneți dacă v-ați așteptat. Cum spun? Nu m-am așteptat de ăla. Eu numai și-am trata mea în cască, tot ăsta pe afară. E surpriză, dar dacă este foarte bine, mă bucur. Mă bucur de asta. Mă bucur și mă bucur că am 65, dar mă sunt la 25. Asta e viața. Viața e frumoasă, trebuie de trăit, trebuie de... și fii sănătos. Nepoță, nepoțele, care nu s-a făcut surpriză. Anie, copilaș, soție, tot. Am o nepoță că 2 ani și 3 luni, care mă bucur dânsă. Mai tare nepoțică. Și soție, și cochida. Mai tare nepoțică. Asta e fericire. De dimineață l-am felicitat. Da, mă, cu ocazia asta îi doresc multă sănătate. Să ne și bă sănătos și sănătate și pași. Mulțumim la Larisa, mulțumim la toți care a făcut ziua asta pentru noi o surpriză plăcută, dar sunt și momente triste pentru noi, care nu ne-am gândit că la 65 de ani n-o să facem un căpere undeva, să ne bucurăm de ziua care am ajuns-o, dar fiindcă s-a dus nepotul din viață și noi și nu ne mai este a veseli. Mult sănătate la toți! Stimată familie, multă sănătate, bunăstare, bucurie în casa dumneavoastră. Domnul Nicolae, să trăiți mulți ani! Într-o zi, fără să vreau, pomenitul m-am că stau cu anii mei la sfat prieteni. Stăm la umbra unei cetini și mă întreabă ce mai vreau. Le răspund că-s mulțumit, chiar de n-am agonisit. N-am averi și n-am palate, dar mă chin de sănătate. Asta-i tot ce mi-am dorit. Anii mei, averea mea, îi port cu mine alătura. Nu mă împart cu ei, cu nimenea. Mă mândresc cu anii mei și mă simt bogat cu ei. Chiar de trece viața, vrei, nu vrei. Și se duc de valma anii mei. Când mai bine, când mai rău,
cum vrea bunul Dumnezeu. Fiecare an din viață e ca roua în dimineață, ce se scutură mereu. Într-o zi fără să vreți, vă veți pomeni poieți, veți cânta anii din viață ca pe o bună dimineață. Veți cânta fără să vreți. Anii mei, averea mea, îi port cu mine alăturea, nu mă împart cu ei, cu nimenea. Mă mândresc cu anii mei și mă simt bogat cu ei, chiar de trece viața, vrei nu vrei. Și se duc de-a valma anii mei.